Bine am găsit prieteni! În acest clip vreau să vorbesc despre memorie, concentrare și atenție. Și nu mă refer la situațiile patologice, boala Alzheimer sau demență, care afectează aceste funcții cognitive, ci la soluțiile care există pentru a le îmbunătăți când suntem sănătoși. Pentru că, bineînțeles, toți ne dorim în special o memorie mai bună. Este bine să știm că memoria și capacitatea de concentrare sunt procese care pot fi antrenate și îmbunătățite pe tot parcursul vieții. Ce soluții avem în acest sens? Foarte utilă este practica unor activități sau practicarea unor activități care solicită creierul în permanență. Tot așa cum mușchii sunt antrenați în timpul activităților fizice. Este recomandat să încercăm să învățăm cel puțin un lucru nou în fiecare zi. Să începem cu efectuarea sarcinilor dificile și să le lăsăm pe cele mai ușoare la final. Să avem o viață ordonată, de asemenea putem să învățăm poezii, să pictăm, să rezolvăm rebus, integrame, sudoku. Toate acestea antrenează capacitățile cognitive. La fel de importantă pentru conservarea și dezvoltarea capacităților cognitive este nutriția. Este recomandat să consumăm alimente sănătoase pentru creier, cum ar fi, de exemplu, cereale integrale, gălbenuși de ou, nuci, banane, legume, ulei de pește, ulei de cocos, trigliceride de culanț mediu, sunt situații care cresc necesitățile de nutrienți, situații pe care trebuie să le avem în vedere, cum ar fi, de exemplu, perioadele de efort fizic și psihic intens, o alimentație dezechilibrată, o vârstă înaintată. În aceste cazuri putem să apelăm la suplimente alimentare care conțin nutrienții necesari funcționării normale a creierului. Și un astfel de supliment vreau să vi-l prezint astăzi, este vorba despre Doppelherz Activ Memovit, care conține o combinație unică de lecitine, acizi graj de tip omega 3, cupru, zinc, vitamina E și un complex de vitamine B. Și haideți să le luăm pe rând. Lecitina este un amestec complex de substanțe esențiale pentru membranele neuronale. Acestea, la rândul lor, având o importanță extremă în transmiterea influxului nervos. Vitaminele complexului B, la rândul lor, sunt esențiale pentru desfășurarea a numeroase procese din organism. Ele însă nu pot fi stocate pentru mult timp deoarece se elimină prin rinic, fiind hidrosolubile, adică se dizolvă în apă. Ca atare este necesar un aport corect și constant. Vitaminele B1, B2, B3, B6 și B12 contribuie la metabolismul energetic normal și la funcționarea normală a sistemului nervos. Vitamina B1 și acidul folic contribuie la menținerea sănătății psihice. Vitaminele B3, B6, B12 și acidul folic contribuie la reducerea oboselii și extenuării. În ceea ce privește acizi grași de tip omega-3, avem DHA care contribuie la menținerea funcției normale a creierului în condițiile unui consum zilnic de 250 de miligrame. Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, având un puternic efect antioxidant. Zincul contribuie la funcția cognitivă normală. Cuprul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. Și în acest fel, doppelherz activ memovit, vi mai arăt o conține nutrienții care ajută la funcționarea normală a creierului și a sistemului nervos, susțin funcția cognitivă normală, participă la menținerea sănătății psihice, contribuie la reducerea oboselii și a extenuării. Ca atare, doppelherz -memo, doppel activ memovit este util în stări de oboseală, stres, în perioade solicitante din punct de vedere psihic și intelectual, cum ar fi, de exemplu, în timpul pregătirii examenelor de către studenți. De aceea, doppelherz activ memovit se recomandă adolescenților și studenților în perioadele cu concursuri, examene, de asemenea persoanelor active solicitate din punct de vedere psihic și intelectual și persoanelor în vârstă cu anumite deficiențe de memorie și concentrare. Doza uzuală este de o capsulă pe zi, dar în perioadele solicitate se poate merge până la două capsule pe zi și se recomandă să se ia la masă cu apă. Așa deci, recomandarea mea este să încerci doppelherz activ movit și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, tânduri bune!